Salut tuturor, bine v-am găsit în episodul asta, ne jucăm AFC Mobile, episodul numărul 2 din care noastră cu Real Madrid. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul și pe like, face cât mai multe, așa că hai să nu mai pierde timpul și să-i dăm drum. Dacă clipul ăsta sunt 10 like-uri, până mâine, probabil să mai apară un episod, pentru că nu o să fac videouri zilnice, ok? O dată la 2-3 zile, ceva de genul. Așa că sper să... Să înțelegeți. Avem un meci greu, e meci cu Bayern München, noi trebuie să câștigăm pentru a ne fi ușor meciul viitor. Nu știu dacă și în joc este tur-retur, pentru că nu am încercat momentan. Eder Militao, mai departe până la Carvajal. Și o să pun pe comunitate următoarea echipă, de fapt după ce gătăm cariera asta, după ce terminăm cariera asta, vreau să pun următoarea echipă cu care să facem carieră dintre 4-5 echipe, ok? Hai să vedem, centrăm mâncare, o centrare pentru Tchouaméni, dar defensiva oricum o las pe... Am dat eu din greșeală. O să o las pe auto pentru a fi mai bine, pentru că dacă o să joc eu cât de bine pot, o să bat foarte mult. Să vedem, mamă ce... Ok, aia că a fost o pasă, dar nu știu ce a fost aia. Mai mult o pasă, eu am dat șut, dar în fine. Să vedem aici Valverde. Mai departe către Ferland Mendy. Sunt ce face francezul. Stau un power shot cu Bellingham. Bellingham, o bombă. Însă portarul, cred că e Neuer. Da. Hai să vedem aici o centrare lui Modric. Ok, am dat cam tare. Am dat cam tare totuși. Hai să vedem Sané. Kane mai departe până la Sané. Însă Mendy interceptează, dar totuși este out pentru cei de la Bayern München. Kimmich interceptat momentan. Haideți să vedem Musiala. Aici Kimmich, se întoarce Kimmich, se duce Kimmich, îl face foarte bine, un șut prins și este gol pentru cei de la Bayern München, 1-0. 1-0 pentru cei de la Bayern München în fața celor de Real Madrid în 16. A doua repriză, tot Bayern München are posesia. Haideți să vedem, Kane. Kane, se duce Kane, se întoarce Kane, însă este interceptat. Și să vedem ce o face aici Rodrigo. Trebuie să lucrăm, să jucăm bine aici Rodrigo, în fața lui de like. Rodrigo reușește să treacă. Să vedem Rodrigo un șut și gol pentru Real Madrid. 1-1. Minutul 54, Real Madrid face 1-1 și restabilește egalitatea. Hai să vedem reacția celor de la Bayern München, pentru că trebuie să facă un joc bun pentru a bate pe Real Madrid. Chiar dacă a fost condusă Real Madrid, încearcă să câștige, dar să ne mai ceata cu celor de la Bayern München. Bayern München în atac, Kane. Mai departe, hai să ne mai și Kane. Și este bară, uriașă ocazie pentru cei de la Bayern München. Aproape să facă 2-1, așa de repede, în minutul 64-63. Hai să vedem, Rodrigo, ce o face aici? Șut în blocaj de like, formidabil jucătorul. Fundașul celor de la Bayern München reușește să blocheze la ultima secundă, pentru că era un șut periculos spre poarta lui Neuer. Musiala. Mai departe către Davis. Interceptat foarte bine de Carvajal, mai departe până la Jude Bellingham, îl vede foarte bine pe Vinicius Junior. Mai departe către Rodrigo, Sam Rodrigo, pasă bună către
Ce se întâmplă? Ba, e ultrate în poartă, nu e, nu e noi, ok? Haideți să vedem, mă, ultimile secvențe din această partidă. Tu ce-a meni? Tu ce-a meni? Tu ce-a meni aici, mai departe către Modric. Modric cu jutul, Modric, gol, Modric! Ce gol? Ce gol marchează Modric în minutul 88 și Real Madrid aproape de victorie. Aproape de o victorie. Intră o celul și este Rodrigo în minutul 88, cum am spus. Real Madrid aproape să câștige primul tur din 16-imile UEFA Champions League. Și se termină partida, nici măcar un minut de prelungire nu a mai lăsat arbitru și Real Madrid câștigă 2-1. Și vedem și statisticile partidei. 6 șuturi avem avut, 2 pe poartă, ci de la Bayern în 3 și 2 pe poartă. O posesie mai bună a noastră. Cam la tot am avut, deci merităm victoria. Merităm această victorie. Și da, este primul league, primul league, primul meci a fost turul, acum urmează returul. O să jucăm, băieți, chiar dacă o să fie un episod mai lung, o să jucăm. Pentru că probabil mâine să nu fie un video, ok? Deci jucăm și pentru mâine. Un prim meci cu victoria noastră. Noi trebuie să lucrăm, să jucăm atât de bine încât să trecem mai departe și să jucăm, să câștigăm, să o să facem un rezultat de egalitate. Va fi un meci greu, cum am spus, dar noi trebuie să jucăm cât mai bine posibil pentru a reuși să câștigăm. Să trecem mai departe. Kane încearcă printre mai mulți jucători. Kane, hai să ne Bellingham. Întoarcem până la Eder Militao. Militao, mai departe, mai departe, mai departe. Rudiger îl vede pe Mendy. Mendy nu are soluții decât în spate. Luka Modric. Luka Modric către Valverde. Valverde mai departe până la Carvajal. Carvajal mai departe. Până la Tchouaméni, minutul 14 al partidei. Sunt spații foarte, foarte grele de găsit. Iar Madridul trebuie să întoarcă mingea, pentru că nu este ușor contra celor de la Bayern München. Aici recuperare foarte bună a lui Leroy Sané. Leroy Sané accelerează. Leroy Sané. Haideți să vedem ce va face Leroy Sané. Leroy Sané trebuie să vadă un jucător în care Leroy. Leroy Sané. Leroy Sané. Hai să vedem. Leroy Sané blocat de Ferland Mendy. Către Bellingham. Bellingham accelerează foarte bine. Bellingham. Mai accelerează un pic Bellingham. Bellingham. Hai să vedem o pasă, însă este o pasă destul de slabă a lui. Mă așteptam la ceva mult mai bun din partea jucătorului englez. Musiala, dacă nu mă înșelie, la balon, da? Mai departe către Kane. Kane îl vede foarte bine pe Goreșca. Goreșca. Goreșca, mai departe, Musiala. Musiala încearcă să paseze acolo, însă nu reușește și degajăm. Mai departe recuperează tot cei de la Bayern München, însă aproape să o piardă. Să vedem aici Musiala foarte bine acolo, Rudiger. Nu-i dă nicio șansă lui Kane. O pasă rea lui Modric, foarte slabă, foarte slabă pasă, însă recuperează. Își repară greșeala. Să vedem aici cu Brazliana să este... Însă este final de primă repriză la scorul ăsta. Real Madrid trece mai departe. Hai să vedem. Poate în a doua repriză vor fi goluri pentru ambele echipe sau pentru o echipă. Depinde. Poate nu vor fi, dar hai să vedem. Carvajal. Mai departe. Tchouaméni. Trebuie să centreze. Tchouaméni. Concentrare. Valverde în care Valverde. Și este gol pentru Real Madrid. 1-0 și 3-1 la general. Capitanul Valverde, cum de Valverde capitan, nu știu, este cel mai bun de la echipă, cred. Pentru că cei de la FIFA, sau acum ei, FC, pun capitan după cel mai bun OVR, ok? Hai să vedem, Modric. Rudiger. Ferland Mendy trebuie să prindă această minge, are viteză foarte bună, Mendy...
Vinicius Junior întoarce până la Valverde. Valverde mai departe către Militao. Carvajal. Carvajal, să-l vedem pe Carvajal. Trebuie să facă ceva, Carvajal. Mai departe aici către Rodrigo. Rodrigo vine cu șutul. Rodrigo, șut. Rodrigo, gol! Rodrigo înscrie și cred că este cam gata acest match. Real Madrid cred că trece mai departe. Este 4-1 la general. 2-0 în acest meci, dar 4-1 pus cu turul. Hai să vedem reacția celor de la Bayern. Trebuie să marcheze neapărat aici la această fază. Dacă vor să mai aibă șanse, Kane greșește, mai greșește odată Kane și putem spune, cred că Real Madrid câștigă mai și merge mai departe. Sem cu cine va pica mai departe? Tu Tchouaméni, ce va face tu Tchouaméni? Șut în blocajul lui Bellingham, s-a fost offside, dacă nu mă înșel, da. Un offside destul de mare. Nu a vrut să lovească, asta este clar, dar a vrut să șuteze la poartă pentru că a vrut să-și încerce cumva norocul. Kepa nu prea a de apărat. Kepa a stat liniștit în poartă. Eden Militao, mai departe către Carvajal. Carvajal mai departe către Mendy. Real Madrid clar ține de minge. Este sfârșit de meci în câteva momente. Nu cred că are rost să mai atace și este victoria. Real Madrid trece mai departe de Bayern München cu 4-1 la general. Clar, o victorie meritată pentru Madrid. Și hai să cu cine vom pica mai departe, cu Napoli, echipa cu care am fost în grupă. Zic că e un adversar bun, un adversar comod. Aici s-o prezi și episodul nostru, sper că v-a plăcut. I-am fost Cristi, ne auzim la următorul episod. Toate cele bune, pa, pa.